Ne-am întors pentru al treilea interviu de astăzi, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, așa cum v-am promis, alături de mine doi dintre foștii redactori șefi ai revistei Tomis, Alina Cristea, Bogdan Papacostea. Bună ziua! Bună ziua, mersi de invitație! Eu vă mulțumesc că ați acceptat, e o reîntâlnire frumoasă. Ne aduce multe amintiri. Pentru că am fost colegi cu toți în redacție. Și am vrut să avem această întâlnire astăzi tocmai pentru a discuta mai întâi, pentru că există atâtea voci și pro și contra, dacă este nevoie de reînființarea revistei Tomis. Este sau nu? Da, cât subiect. Nu, în anul 2021 suntem într-un moment de criză pandemică, de criză economică. Culturală. Asta e mai veche. E cronică. Da. Și asta era, de asta toată lumea se întreabă, toată lumea. Mulți se întreabă. Nu, dar chiar mai aveți nevoie de revista Tomis. Deci, ca să încep unul, se începe. Pentru că de ce? E o concluzie, pentru că m-am gândit adesea la asta. Din momentul în care a început, hai să spunem, de construcția, nu de căderea, da? Revistei Tomis și în momentul în care a dispărut în condițiile pe care ne amintim, de atunci m-am tot gândit, e nevoie? O perioadă aș fi răspuns da, fără să stau pe gânduri. Apoi, ținând cont de cum au evoluat lucrurile și mai ales în contextul actual, da, dar. Și aici mai multe liniuțe de la capăt care trebuie completate din păcate, poate nu doar de oamenii de cultură. De ce? Pentru că în acest moment o revistă culturală nu acoperă niciun gol pe nicio piață. Mai ales dat fiind mutarea educației, culturii, administrației, politice și așa mai departe pe online. Na, și atunci, revista nu a avut o bază. S-a încercat la un moment dat un site, a rămas doar o intenție, sunt câteva texte și atât. Deci trebuie pornit de la zero. Acum, o revistă de cultură înseamnă niște lucruri, nu e doar un site pe care arunci niște texte. Înseamnă că ea trebuie să facă, pentru că nu are forță, trebuie să facă parte dintr-o strategie mai largă. Desigur, o strategie culturală mai largă. Ea, ca să fie cu adevărat, să-și onoreze moștenirea, fiind foarte veche și având o panoplie de nume enorme, da, care au scris și au colaborat la revista Tomis, cred că are nevoie de să devină un brand. Ca să devină un brand, trebuie să se conecteze cu niște evenimente brand, pe care în momentul ăsta și niciodată Constanța nu le-a avut. Nu le-a avut, nu le are. Deci cred că mai întâi e nevoie să se organizeze o bază la unor evenimente care să devină brand-uri pentru oraș. Nu e greu, nu e greu deloc. S-a încercat, poate s-ar fi și reușit, se poate încerca acum cu acest suflu nou politic. Cu siguranță există posibilitatea să se facă asta. Apoi, văd intrând revista Tomis în scenă și devenind într-adevăr o revistă brand pentru oraș și nu doar din punct de vedere cultural. Vezi că noi avem o problemă cumva să nu intervină politica sau administrația în cultură. Dumnezeule, nu se poate dacă e ca o instituție. Se supune acelorași reguli, nu? Și atunci, ca să se autofinanțeze, adică acel ideal, acea aproape utopie, nu? Către care tindem cu toții, trebuie să fie un soi de parteneriat public-privat. Să nu fie complet instituționalizată, să aibă acces la noile categorii sociale care au acum o voce, și anume, vloggeri de toate vârstele, care merg pe diverse direcții din asta de interes, sincer să fiu, mi-e spart destul de greu de urmărit, pentru că nu mai am poate atenția, poate conștiința importanței unor lucruri așa cum o dau ei, dar sunt convinsă că se poate ajunge la ei fără probleme. Deci trebuie să răspundă unor alte cerințe. Pe vremea noastră era simplu. Cine scrie? Cutare. Ne cita toată lumea. Se vede asta din numeroasele zecile de premii pe care le-am luat doar în câțiva ani, nu? A venit director domnul Ion Tițoiu, a schimbat fața revistei. Clar, s-a văzut un mare boom concret. S-a dublat numărul de abonamente și așa mai departe. Bun, perfect, asta era o formulă care funcționa atunci. Acum trebuie o nouă paradigmă, complet o nouă paradigmă și cred că soluția este fără încrâncenare, fără egoisme,
fără vreau eu să, pentru că revista e un bun al orașului și este unul care trebuie să plece de aici, de unde era, și să ducă direct acolo. Nu poți să riști, să scapi, să pățești lucruri doar pentru că și după aceea să te chinui să ridici. Nu mai ridici nimic. Deci, putem să vorbim pe rând despre cum ar trebui să fie, ce ar trebui să devină. Dar întrebarea cea mai simplă e asta. E nevoie de ea? Da, dar. De ce este nevoie de ea? Da, dar nu în acest moment, pentru că singură nu are cum să facă față unor necesități, nevoi, trebuințe. Este imposibil. Ea trebuie susținută de o bază. Deci mai întâi baza și apoi ea, clar, cu siguranță. Bogdan Pavacost. Păi, Alina, ca un copil nărăbaș, revista Tomis, fără să țină cont de prea mult context, există deja și încă din 2018 este deja o redacție mică și compactă și flexibilă, pentru că s-a schimbat și filozofia revistei, nu mai este aceeași din 2010 când a fost desființată, când întâmplător eram redactor șef. Revista există deci din 2018, înființată ca asociație a revistei Tomis, așa cum se și numește. Are o redacție formată din 5 membri în acest moment. Tot ce a ținut de partea de societate civilă, foști redactori, oameni de cultură din Constanța, domnul profesor Valentin Ciorbe, de exemplu, regretatul Mircea Țuglea, au dus fiecare proiectul până unde s-a putut. De acolo l-am preluat eu și l-am dus până în punctul în care l-am finalizat. Adică revista există din 2018. Din acel punct, administrația locală, reprezentată de Făgădău, de Ceval Făgădău, trebuia să o finanțeze. Și în momentul finanțării, Decebal Făgădău s-a evaporat. Cel puțin din telefonul meu. N-am mai avut acces la el, că l-am sunat de vreo două ori în total. Așa. S-a evaporat pur și simplu. Când am reușit să-l înghesui într-un studio TV ca să aflu ce se întâmplă, pentru că nu aveam o explicație pentru această dispariție, m-a trimis la organizare evenimente, o doamnă de pe acolo. M-am dus. Am făcut ce mi-a spus, dar mi s-a părut totuși nedrept, pentru că proiectul revista Tomis nu este proiectul meu, nu este o investiție privată, este proiectul comunității. Și atunci ce să caut în zona de evenimente unde în fiecare an ar fi trebuit să aplic pentru o nouă, etc. În acel loc s-a oprit, să spun, apariția pe piață, la modul concret, ca revistă a Tomisului, dar Tomisul există în acest moment ca instituție și ca redacție. Acum a venit un suflu nou, un nou consilier cultural mult mai hotărât, cu o viziune mult mai clară, care a considerat că pe lista lui de necesități pentru oraș, revista Tomis este pe primul loc. Pentru mine a fost o foarte plăcută surpriză și am ajuns din nou în punctul în care ne-am oprit cu Decebal Făgădău. Cum o finanțăm? În acest moment se caută o soluție pentru finanțare, iar eu, ca reprezentant al instituției Revista Tomis, mi-am declarat disponibilitatea pentru că ea să poată fi finanțată oricum crede primăria de cuviință. Fie pe statul de plată al primăriei, în mod direct, fie ca entitate separată, oricum le este lor ușor, ca soluție juridică, financiară, noi suntem acolo. Sunt optimist că va funcționa. În legătură cu revista însăși. În acest moment, deci, o redacție din 5 persoane, dar am gândit-o în acest fel pentru că vrem să fie o redacție flexibilă. Ne bazăm și vrem să facem asta, în primul rând, pe colaboratori. Pe cât mai mulți diverși, din diverse planuri colaboratori. Revista va fi cu activitate preponderent online. Va apărea și în print, pentru că e firesc să avem o memorie a celor mai bune momente intelectuale. În același timp însă va fi online, acolo unde se va desfășura activitatea în direct, să spun așa. Și desigur, deja intenționăm să mergem spre zona de vlogări atât de prizați de tineri. Gândiți-vă la Psihotrop, cel care pune comentarii literare pe versuri. Din această categorie, deci de influență, sau influență, cum să le spunem. Gândesc revista Tomis clar ancorată în tradiția ei de zeci de ani, dar cu orientare precisă înspre un viitor care este frumos, provocator, interesant și acolo trebuie să ne ducem. În ce privește definiția culturii în sine, aș ieși din zona de cultură scolastică,
elitistă, sper, întoarsă cu fața spre sine, pentru că da, suntem sătui și plictisiți de acest tip de cultură. Nu avem nevoie de o orientare, nu vreau să folosesc cuvântul autist, totuși. Vrem să ne întoarcem spre tot ce înseamnă cultură. Tot ce poate fi numit cultură de la orice nivel, dar orice poate fi numit sinteză a unui fel de a gândi, de a simți într-un moment, într-o epocă, într-un loc, cum este Constanța, în România, de ce nu în toată lumea. Asta este în acest moment filozofia revistei și într-acolo mergem. Așteptăm, așa cum a promis-o primăria, prin Dorin Popescu, așteptăm deplina lor participare din punct de vedere financiar. Dacă are nevoie de bani, cu siguranță are nevoie de bani, pentru că acest serviciu public, numit cultură, din păcate, constatăm, nu se poate autofinanța, cel puțin nu la acest nivel. Poate la niveluri mai elementare, primitive, da, dar la acest nivel nu se poate autofinanța. La ce va duce acest proiect în ansamblu? Eu sper că va reuși să catalizeze, să coalizeze și să catalizeze spiritele, inteligențele orașului în primul rând și, de ce nu, în afara orașului ca orientare hotărâtă. Asta așa arată acum revista și într-acolo se duce. Revista oricum a trecut prin niște etape, nu? În momentul în care ați fost redactor șef, lucrurile s-au schimbat încet încet față de vechea da, revista Tomis. Acum, din nou, se poate reinventa, se poate rebrandui și să devină o revistă culturală care să fie conectată la realitatea actuală. Da, asta este. Eu văd un pic altfel lucrurile, apropo de, tu spui foarte bine ce spui. Singura mea problemă, ca să zic așa, este în momentul în care ai spus finanțat de primărie. Da? Pentru că trebuie să învățăm din trecut, nu? Nu e așa, alea sunt marile lecții și dacă pe alea nu le învățăm, Dumnezeu le-am trăit degeaba. Trecutul ne-a arătat că finanțat de primărie înseamnă lacheremul primăriei, e urât ce spun, dar come on, nu? Și atunci, dacă primăria nu mai vrea sau nu mai este, sau eu știu ce Dumnezeu se întâmplă mâine, rămânem din nou fără bani, o luăm din nou de la capăt. Înțelegi? Apropo de asta. Înțeleg perfect. Deci, și autofinanțare e cuvântul poate de fi, ordine. Poate fi un ideal, o utopie, așa cum ai spus, momentan o imposibilitate. Dar acest ideal sau această utopie nu sunt scoase din cărți, din jocuri, din gândurile noastre. Din păcate, într-adevăr, cultura a ajuns să fie sinonimă cu cerșitul sau cu cerșala, exact, din punct de vedere instituțional. Eu cred și văd însă revista ajungând într-un punct în care este atât de puternică și de vandabilă sau nu neapărat la chioșc, ca imagine, încât să se poată autosustine, să poată deveni de sine stătătoare. Nu mi se pare un ideal îndepărtat. Momentan însă un ideal. Un ideal și e foarte frumos să fie un ideal, dar totuși, știi, ca să există o siguranță, apropo de ce spui colaboratorii, sigur că asta este cheia succesului, dar hai să ne aducem aminte, acum suntem între noi și, mă rog, și cine se mai uită, da? Hai să ne aducem, cât a cerut Horia Roman Patavievici să apară în Tomis? Nu mai știu cât, dar la vremea respectivă a fost o sumă, știi? Și da, ok, ne-au crescut cuotele, dar pe de altă parte, luna următoare n-am mai putut plăti pe cei 10 colaboratori pe care i-am avut pentru că am făcut gaură în buget, pentru că primărie, pentru că ăla era bugetul. Da, acum, sigur că ne putem da cu părerea. A fost strategia bună să-l publicăm pe Patavievici sau mai bine publicam 10 mai... Asta e altă discuție, știi? Asta spun. Cred că ar trebui să ținem cont de specificul local. Ce ne definește pe noi? În niciun caz și anume cultura, din păcate, sau habar n-am, poate din fericire. Poate un tip anume de cultură. Poate un tip anume de cultură, dar sigur, sigur, sigur ne definește turismul. Și atunci, de ce n-am gândit proiectul ăsta minunat al revistei Tomis? Cumva la răscrucea, la intersecția dintre turism și cultură. În felul ăsta ar putea avea o bază de evenimente brand sau de branduri pur și simplu, care să se nutrească din zona turistică și atunci ar putea să existe și o finanțare din două zone, apropo de partenerea public-privat, da? Care să susțină cu adevărat și atunci există libertatea de a publica niște nume imense, nu neapărat din România, pentru că clar ea trebuie și tradusă în altă limbă, că altfel noi aici între noi cu Cocio. Și atunci, da, ar putea exista, știi, și odată cu zona asta, cu toate povestea, vine și libertatea, Bogdan. Libertatea, pentru că revista Tomis, în primul rând, a avut libertate cu
sub conducerea lui Ion Tițoiu. Da, noi nu, aduți aminte, mă rog, tu pe final, dar noi încă din 2002 sau... Nu știam, nu aveam problemele astea. Ce cu banii, ce cu... Noi nu trebuia decât să scriem, decât să creăm, decât să vorbim la telefon. Erau niște limite, știi? Totuși, ale libertății. Da, dar... Pentru că atunci când vorbim despre primăria care desființa revista, aș vorbi despre Radu Mazăre care desființa revista. Adică aș merge din zona instituției spre zona persoană, pentru că persoana a reușit să asimileze instituția. Acum beneficiem... Acum am fost să reproșez personalitatea lui Radu Mazăre. Beneficiem de un proiect început chiar astăzi, un proiect inițiat astăzi, un moment istoric, îndrăznesc să spun. O strategie culturală pentru Constanța pe 10 ani. Sună bine, noi suntem, nu-i așa, sceptici, dar e momentul să fim mai puțin sceptici, nu zic optimiști, și să dăm ceva din energia noastră, măcar așa ca intenție, acestui proiect. Eu știu că revista Tomis face parte din strategia culturală și cred că pentru următorii 10 ani va fi într-o zonă de siguranță, de protecție instituțională pe baza acestei strategii. Nu e nicio garanție divină aici, la mijloc, adică totul este sub semnul relativității care, nu-i așa, stăpânește lumea în ansamblu, dar atât cât ne permite direcția instituțională și a acestei strategii, suntem cumva într-o zonă de siguranță. Asta nu ne îndeamnă la mediocritate și la somn și la lene. Și mai spun ceva. Vorbeai despre o bază de evenimente de pe care revista Tomi să se ridice ca Afrodita din spuma mării. Eu cred că această revistă poate avea capacitatea să catalizeze și să genereze ea evenimente și să aducă oameni când se va putea, altfel decât online, așa acolo unde... Încerc să fiu eu unul personal, ca redactor șef, mai puțin atent la context, din acest punct de vedere, mai puțin dependent de context, și să generez mai degrabă contextul, astfel încât să aibă pe ce să se coaguleze, pe ce să vină ceilalți. Absolut, absolut. David, hai să-ți mai spun o treabă. Apropo de noua paradigmă, care și mă bucur mult că sunt oameni optimiști, eu nu mai pot, nu mai am energie. Îmi pare rău, dar poate, cine știe, facem un zen și ne revenim. Prima chestie care trebuia făcută, apropo de strategia culturală, este să angajezi o agenție de marketing. Adică, hai să fim foarte coerenți, hai să fim reali, hai să fim, să avem rădăcini în realitate, hai să vedem cum stă ea pe piață, hai să vedem dacă putem să o vindem, hai să vedem dacă putem să aducem asta reclamă, se întâmplă chiar și așa acum. Mai departe. A, nu știu. Asta deci, se întâmplă chiar acum. Poate că nu e o agenție angajată, dar exact aceste detalii au fost discutate la întâlnirea de astăzi, care a fost de altfel distribuită online pe YouTube, a fost cu acces general. Mă bucur, n-am văzut întâlnirea de astăzi, uite, o să mă uit. Mă bucur mult că a început să se gândească așa în sistemul administrativ. Nu aveam niciun fel de speranță, spun sincer, că de-aia am și pornit așa discuția. Mă bucur mult. Deci dacă cei de la primărie au realizat treaba asta, mă bucur foarte mult. Acum niște ani, întrebarea ar fi fost, dar de ce e nevoie de așa ceva? Vă descurcați voi, ce nu te-ați dat două telefoane? Și atunci, automat nu merge. E, dacă acum există deschidere către genul ăsta de configurație, pentru că dacă vrei să ai instituție, trebuie să ai toate, da, toate elementele instituției. Și asta înseamnă deja mulți oameni, mulți bani, tu o să cer bani să-l publici pe Patapievici, eu zic că de ce trebuie? De ce vrea atâția bani? De ce scrie băiatul acolo? Hai mă, lasă mai subțire așa. Unul ăsta de aici, de pe Cocioc, nu avem, știi cum zic? Dar pentru, dacă se discută așa, minunat, minunat. Pentru început, pentru primul an, fiind deja un buget despre care nu vreau să vorbesc până când nu-l văd, că am mai trecut prin experiența asta, am vorbit despre el și nu l-am mai văzut, deși era votat de Consiliul Local, situație absurdă, despre care am tot vorbit, am tot scris, e un buget în care ne vom mișca atât cât ne va permite bugetul. Desigur însă că această mișcare privește și spre o perioadă în care ne vom putea mișca fără să ținem cont de buget. Iar eu cred că vom reuși să facem asta relativ repede. Eu însă nu vreau să mă gândesc din punctul ăsta de vedere prea departe. Vreau să mă mișc fix în limitele pe care acum mi le va oferi acest buget și apoi, după acest buget, vom îndrăzni să aprindem lanterna cu faza mare. Deocamdată însă și eu îmi păstrez un scepticism sănătos, pentru că am mai fost entuziast și am fost pedepsit pentru asta în 2018, dar în același timp însă... Eu stim pumnii, dar vezi,
Vocea interioară, știi, ființa interioară, ai spus, mă voi mișca în limitele, știi? Nu voi profita de micile libertăți, adică, știi? Deci, mă referam la limitele bugetului. Păi, bugetului. În rest, însă, bugetului. Limitele colaboratorilor sunt nelimitate, să spun așa. Acolo... Iar filozofia revistei este exact în această direcție. De-aia redacția e una restrânsă, care va trebui să fie foarte eficientă și așa o văd. Și grosul... Seva va veni, de fapt, de la acești de colaboratori. Mulți din toate domeniile și, desigur, în acest moment o spun, toată lumea este invitată. Păi așa a și funcționat, Bali, nu? Deci coloana vertebrală era SGR, câțiva... consilier editorial, mă rog, da, redactor-șef, așa, apoi... și doi sau trei redactori erau. Iar apoi ne bazam pe colaboratori. Acum, foarte bine. Acum suntem patru redactori și un grafician. Unde redactorii își vor juca rolurile multiple. Le spunem redactori ca să înțelegem că o redacție, dar... Vă ascultam și mă gândeam la acest lucru. De ce aceste idei pe care le-ați emis amândoi nu pot fi puse cumva la oaltă, pornind de la finanțarea pe care sperăm că primăria o va aloca. Iar primul obiectiv al revistei pe baza acestei finanțări, care îi asigură, să spunem, o funcționare minimalistă măcar, primul obiectiv să fie accesarea unor fonduri europene pentru un proiect al revistei Thomas. Fie în funcție de, bineînțeles, de linia de finanțare, fie pentru editarea ei, fie pentru organizarea unui eveniment care să devină un brand al revistei. N-am exclus niciun moment această posibilitate. Adică, mă gândesc că asta ar putea fi, să spunem, să o ajute să fie cu siguranță. Și n-am omis niciun moment această posibilitate. Prefer în acest moment însă să vorbesc despre ce avem concret, despre ce știm că putem face acum, în acest moment. Cu siguranță va dura foarte puțin timp până când ne vom întinde antenele și în direcția asta care poate cea mai productivă, mai productivă decât bugetul local, pe care sigur că nu vrem să-l încărcăm. Pe de altă parte, trebuie să știe și orașul că are de plătit, are să-și plătească o datorie față de spirit. Nu se poate să ai o viață bună și să nu plătești o datorie față de spirit. Oare noi trăim mereu cu iluzia că se poate merge la o piesă de teatru bună gratuit? Nu se poate. Trebuie să plătești bilet. În general, trebuie să plătești dacă ai nevoie de, dacă vrei calitate. Și câtă vreme cineva pretinde calitate, trebuie să și plătească pentru ea. Comunitatea, în acest caz, prin această deschidere către un fenomen, cum este revista Thomas. Brandul Thomas e în continuare puternic. Că la acest brand vom avea privilegiul să adăugăm nuanțe, să-l deschidem spre prezent și spre viitor, este chiar un privilegiu al fiecăruia dintre noi acum. Da, tocmai de-al vedeam, știi, ca pe un mare eveniment. Nu contează că durează un an sau 10. Revista Thomas este un mare eveniment. Este într-adevăr. Și în acest moment, în continuare, rana deschisă a orașului. Deși poate mulți nu o consideră sau nu se gândesc în felul ăsta la acest subiect, este. Cu atât mai dureroasă cu cât s-au depus eforturi imense în ultimii ani pentru ca revista să fie măcar în punctul în care se află acum. Din partea unor oameni dezinteresați complet, care n-au avut decât de cheltuit energie, bani, pentru că costă să o înființezi, timp să aștepți la ușă să-ți semneze cineva. Și când în momentul în care ar fi trebuit să iasă pe piață la 1 noiembrie 2018, era un moment, ar fi trebuit să apară atunci și să fie un eveniment și deja îl construiam, aveam o copertă specială a revistei, adică avansasem noi din zona redacțională cu conceptul revistei, e bine, a dispărut brusc și asta a rămas o rană deschisă care pe mine m-a frustrat imens și cred că s-a și văzut de altfel, pentru că virulența mea la adresa lui Decebal Făgădău cred că a fost vizibilă. Ăsta a fost un punct crucial pentru mine. Alminte, omul era relativ neutru ca interes. Voiam să te întreb pentru că au existat anumite zvonuri, bârfe, discuții. Nu știu dacă chiar unele părinte din partea primăriei, că la acel moment primăria ar fi oferit acelei asociații de revista Thomas, da, un spațiu în subsolul bibliotecii
județene. Nu, pot să vă spun. S-a refuzat și că de aceea nu s-a mai pornit acest proiect. Nu, o prostie. Că nu doreați decât nu știu ce spații moderne, nu știu ce fonduri colosale. O prostie. Am fost mereu în raport cu instituția primăriei și cu orice instituție destul de modești. Am vrut doar să scoatem revista. Într-adevăr, ne-a fost alocat un sediu, o cameră, de fapt, în biblioteca județeană, nu la subsol, ci la ultimul etaj, undeva cu scaune, o cameră de rezervată pentru mobilierul în curs de reparare. Dar ne-a trebuit această cameră nu pentru a funcționa practic neapărat, deși era și este, cred, în continuare de interes, ci pentru a avea un sediu ca să putem înființa asociația. Asta da. Asta e singura discuție pe care am avut-o în legătură cu sediul, pentru că mai departe nu am mai avut de ce să mai discutăm despre un sediu. În rest, în fiecare moment al discuției noastre am fost secundați de consilierul primarului de atunci, de Mihai Petre. Am discutat cu el fiecare detaliu. Nu a fost niciodată vorba despre cereri exorbitante. Întotdeauna am spus, am vrea să facem așa, s-ar putea? Păi haide să vedem. N-a fost niciun moment în care să vină cineva să bată cu unul în masă, să spună că vrea Chanel 5. Astea sunt prostii. Bârfe? Nici măcar. Cred că mai puțin decât atât. Bun. Și acum? Da. Că am ajuns în punctul în care astăzi au început dezbaterile pentru strategia culturală. S-a anunțat de către domnul consilier Dorin Popescu de acest lucru, că este prioritar reînființarea revistei Topos. Că vom vedea cum primăria va ajuta acest demers. Cum simțiți voi? Din punctul tău de vedere am simțit așa, da, poate că eu sunt puțin mai drastică, poate că îmi doresc de fapt ne dorim același lucru, dar poate că eu am o viziune mai drastică, să zic așa, pentru că de ce? Pentru că orașul ăsta, de când m-am întors în Constanța, m-a epuizat din punct de vedere al neuronilor, răbdării, cei 20 de ani de presă, poate fi și asta o problemă, nu știu. Dar cert este că, asta vorbeam și înainte să intrăm în emisie, când aud cuvântul proiect alături de cuvântul și anume cultură sau cultural, deja o iau la goană urlând pe hol. Deci nu mai pot. Nu mai pot pentru că niciodată nu s-a întâmplat nimic. Da? Sunt doar vorbe. Iar acum se prezintă voi, îmi prezentați, eu fiind ușor de pe altă planetă. Da? De-aia m-am și retras din postul ăsta cu revista Atomis, că știu ce spui, am participat la una dintre întâlniri la cofetăria aia, la amfiteatru, nu știu unde la amfiteatru de Atomis. Așa. Și apoi am zis nu. Nu, nu, pentru că urmează niște mulți ani de vorbe și de nimic și cunoșteam personajele și... Te întrerup, nu a fost chiar de nimic pentru că revista... Da, e adevărat, e adevărat. În acest dar n-am mai avut eu energie. Hai să o luăm. Asta e, da, și acum, aud următoarea treabă, da? Noua paradigmă, aceiași oameni care vorbesc despre același lucru. Nu serios? Sunt aceiași oameni. Okay, vorbim de o diferenți. Nouă administrație locală. Ok. Sunt tot politicieni, sunt tot oameni care au avut sau nu legătură cu și anume acest domeniu. Aș vrea să te contrazic. Te rog. Dorin Popescu, care este vechi și bun prieten, după cum și cunoașteți și îl știm de multă vreme, nu este un om politic. Ar putea avea talent în privința asta, dar nu este un om politic. Eu îl consider mai puțin chiar decât diplomat, îl consider mai mult om de cultură. Pentru că îl știu, îi știu formația, știu ce citește, știu ce scrie. De asta am încredere. Pariul meu cu acest context se bazează în primul rând pe Dorin Popescu. Este foarte personal, deci. Nu există între mine și el însă vreo formă de tranzacție amicală. Facem pentru că ne cunoaștem. Ne cunoaștem și avem încredere. Mai mult de atât însă nu există în discuțiile purtate instituțional. Nu, dar fiind personal e foarte subiectiv. Eu fiind obiectivă vin și zic, bun, eu nu-l cunosc pe dânsul, am auzit numai lucruri foarte bune despre dânsul, ok, concret ce a făcut? La ce ne referim concret? Proiecte.
reviste, că trebuie să fi lucrat aici... pe domeniu dacă susține treaba asta. Clar că așa nu poți de pe planetă. Păi nu este redactorul adică, șef al revistei. El este omul primăriei în acest context. Este consilierul care ajută revista și face treaba primăriei, dar nu este redactorul șef ca să aibă o viziune editorială. Ca să editorială, să înțeleagă lucrurile până în cele mai mici detalii și să știe cum se face. Știi ce zic? Adică să mai fi făcut asta, concret. Domnul Popescu, respectiv primăria, trebuie să își facă treaba lui, a lor. Și anume să găsească o modalitate pe care ceilalți nu au reușit să o găsească de a finanța revista. Asta e tot ce trebuie să facă. Mai departe, desigur, îi putem invita la discuții în redacție, inclusiv cum putem invita pe toată lumea, dar rolul domniei sale în această privință este clar în acest moment. Da, uite, acum vin și contracarez, pentru că eu sunt rea, tu știi. Mi-aduc aminte de o perioadă, sigur, neagră din punct de vedere cultural, pe vremea când primar era domnul Mazăre, pe care l-ai pomenit mai devreme, și iar consilierului personal, știi cine era, ți-aduce aminte? Cred că o perioadă pe care am vrut să o șterg din memorie. Și, și eu, dar sunt câțiva oameni pe care nu-i putem șterge din memorie, era și anume domnul Corneliu Dida. Da, care, până la urmă, dădea lecții la nivel cultural, politic, istoric, cum vrei tu, cred că multora. N-a contat. Domnul Dida, știm foarte bine, a susținut revista Atomis din toate perspectivele, inclusiv cel financiar. Nu a contat. De-aia sunt puțin blazată, știi? Și de-aia sper să fii tu subiectiv, dar... să ai toate șansele să se întâmple tot ce spui și să vii peste, nu știu, un an și să-mi spui, băi, Alinu, bă, ți-aduce aminte ce ai zis tu acum un an? Iată. Ar fi senzațional, Bogdan. Sper să spun asta chiar mai devreme de un an. Nu, cu atât mai bine. Iar în ce privește pe regretatul Corneliu Dida, eu cred că el a ajutat și a avut o influență majoră în sprijinul revistei Tomis. Ce s-a întâmplat în 2010, probabil că a depășit pe multă lume și n-am în continuare, nu mai era într-adevăr și n-avea probabil de pe lumea cealaltă, erau mai restrânse, armele de intervenție, eu cred că a ajutat și a ajutat și solid, da. La modul cel mai fără el ar fi fost mai concret. Asta am vrut să spun că poate desfințarea revistei s-a întâmplat și datorită faptului că domnul Corneliu Dida nu mai era prezent în Gradu Mazăre. Este posibil. Pentru că poate, în momentul în care, din cauza acelor legi care impuneau administrației locale să scadă numărul angajaților și Mazăre a găsit această motivație pentru a desfința revista, dacă Corneliu Dida ar fi fost prezent încă, poate ar fi spus nu pot să desfințez, sau o soluție. O altă soluție. Exact. Mă gândesc. Da. Acum, având, existând un nou consilier al primarului care provine totuși din zona culturală, poate este o șansă pentru reînființare și măcar un pic de speranță să avem că se va întâmpla. Absolut, absolut. Dar trebuie să fie cineva și avocatul dialogului, absolut, nu? Absolut. Și de-aia zic, bă, concret, adică cine te recomandă? Da? Te recomandă CV-ul. Bun, ce concret, ce ai făcut? Proiecte. Ăla, duse până la capăt, implementate de tine, ca manager, ca director. Nu știu, repet, nu-l cunosc pe acest domn, sunt convinsă că este un om extraordinar, sunt convinsă că are o capacitate intelectuală extraordinară. Nu aici se pune problema, că nu are nicio legătură, nici mentalul, nici intelectualul, nici psihicul, cu administrația publică locală. Nicio treabă. Deci dânsul poate să fie plin de toate bunele intenții. Când s-o lovidă regulamentul cu articolul, cu litera, cu 14, cu stai, dar vorbește cu putării, nu, că direcția, știi ce zic? Știu precis, pentru că am trecut prin asta, exact, cu un alt consilier, cu domnul Mihai Petre, care în momentul impasului din 2018 mi-a cerut să vin cu o soluție juridică. Ție. Mie. Și am venit cu o soluție juridică. Atenție, am prezentat-o. Atunci, domnul consilier de atunci mi-a cerut să vin cu o garanție din partea unei instituții că această soluție juridică e ok. Și atunci am înțeles că sunt în plin absurd. Da, teatru absurdului între noi. Voi sunteți instituția care ar trebui să găsească o soluție și care să o garanteze. Nu eu, care da, până la urmă sunt o persoană fizică. În momentul ăla am înțeles că n-am nicio șansă.
A fost un moment de revelație și am abandonat discuțiile și am tăiat, efectiv, i-am spus și stimatului până la urmă, să zicem că nu a fost vina lui niciun fel, doar era un releu de transmisie, i-am spus că, din păcate, prezența lui nu ne mai ajută și nu ne-a ajutat chiar cu nimic și trebuie să oprim aici colaborarea. A fost un moment, deci, pe care l-am asimilat, pe care îl înțeleg perfect, deci înțeleg perfect ce spui. Cred însă, și sunt obligat să cred, că lucrurile pot fi și altfel. Alminteri, ce-am face? Așa e. Așa e. Cu siguranță. Oricum, întrebarea rămâne și uite, o să urmăresc de acum fluxul de știri local, nu am avut treabă cu asta în ultimii ani, cred. Chiar o să încep să urmăresc. Rămâne întrebarea, cine își asumă? Sună super bine tot ce ai spus. Cine își asumă? Cine dă cu subsemnatul atâția bani la revista Tot? În acest moment știm cine. Primăria, administrația. Vezi, deja vorbești despre o instituție. Trebuie să fie un om care își asumă. Concret. Nu, primăria. Primăria care are un primar. Cu siguranță. Primăria care are un consilier local. Care cu siguranță să accepte bugetul prin hotărâre de consiliu local. Se vor întâmpla lucrurile dacă se dorește. Se poate. Voiam să vă întreb, îmi cer scuze că vă întrerup, o chestie care am întrebat astăzi pe toți invitații mei și care cred că se leagă cumva de tot ceea ce s-a discutat până acum legat de revista Thomas. Dacă în primăria Constanța ar fi cu acest punct zero care i-am spus astăzi, cu această ocazie, dacă ar fi reînființată și direcția de cultură în primăria Constanța, care să aibă oameni de cultură angajați, nu funcționari, nu ar fi mai ușor să ajungem și la acest punct de reînființare sau de finanțare a revistei Thomas? Din informațiile adică mele... Poate n-ai mai fi pus să vii tu cu o soluție juridică. Direcția de cultură așa ar face treaba, dacă ar fi oameni competenți acolo. Cred că sunt discuții în această direcție, în acest moment. Poate nu se va numi direcția de cultură, dar va funcționa într-un fel asemănător. În acest moment se dorește și mi se pare firesc să fie așa, o realizare a unui hub, a unui, cu limba asta de lemn, corporatisto-culturală, mă scoate din sărită, dar folosim tipul ăsta, o platformă, poate, pe care să se poată întâlni și să poată conlucra toate instituțiile. Pentru că revin la revista Thomas, dar privind ansamblul, nu intenționăm să o transformăm într-o instituție întoarsă spre sine și care se uită doar cu coada ochiului la ce fac alte instituții. Intenționăm să generăm o platformă, dacă nu primăria însăși, prin o nouă direcție de genul ăsta, noi ca revistă, o platformă pe care să ne putem întâlni instituțiile, să putem colabora, să știm, să avem programele, să le punem la un loc, să fie o sinteză a activității, a vieții culturale din Constanța. Într-un fel sau altul trebuie să ajungem acolo. Că o face primăria, că o va face revista Thomas, vom ajunge acolo. Nu ne mai permitem luxul în 2021, ca să repet truismul, în 2021 să stăm separați, izolați și să ne uităm unii la alții cu scepticism sau eventual cu neîncredere. Avem nevoie să colaborăm, indiferent de achițele, orgoliile sau prostia vreunui șef de instituție. E nevoie, deci, de un pas înainte în această direcție. Eu te susțin, Bogdan. Mulțumesc. Deci te susțin din tot sufletul. Vorbesc foarte serios. Uite, mi-a făcut foarte bine întâlnirea. Inițial am fost reticentă când m-a invitat Vali, spun sincer. Dar uite, acum îmi dau să mă fac foarte bine întâlnirea, pentru că tu ai așa o energie pozitivă și vezi atât de clar idealurile, chiar mă bucur că, uite, mai explicam. Să vezi, aveam senzația că toți oamenii sunt ca mine, răi, așa, și încrâncenați și targ și... Eu mă întorc din nou către trecut. La mine acolo sunt lecțiile. Deci, că tot trăim într-o cetate. Da. E, cetatea Thomas-ului, nu? Că de acolo... și atunci, modelul antic este foarte, foarte simplu. Da? Nu decide administrația în ce privește cultura sau cultura în ce privește administrația, ci ele sunt îngemănate într-un organism care se poate numi forum sau sfatul bătrânilor sau Dumnezeu le poate avea orice fel de nume. Da, direcția de cultură sună prost, dar mă rog. Ideea ar fi să se găsească un echilibru între
cele două entități care până acum au, cum să zic, s-au plasat pe baricade. Deci era o baricadă, aici oameni de cultură, aici administrația, își dădeau cu pietre unii în alții. E, hai să se găsească un echilibru între cei doi. Deci nu merge nici doar cu unii, nici doar cu alții. Oamenii de cultură habar n-au de legi și de proiecte și de reguli. Oamenii de administrație nu înțeleg de ce să-l plătim pe Patavievici cu mulți bani, deci avem o problemă. Și atunci, probabil că un melanj, da, o combinație de oameni de cultură și oameni din administrație, dar care să știe fiecare foarte bine pe bucata lui ce are de făcut. Și atunci poate că da, poate că ar funcționa, poate că ar fi bine să se reînființeze. Oricum știți că suntem singurul județ din țară care nu are, mă rog, o direcție de cultură, cum s-o numia. Noi suntem cu evenimente și bă, ce mai e pe acolo, nu știu, agricultură, sport, gândat și nu știu ce. Adică este aberant. Trebuie să, măcar să conțină cuvântul cultură, Dumnezeule. No. Și atunci da, sigur că... Și să conțină și oameni Dar trebuie profesioniști. Oameni profesioniști din ambele părți. Trebuie să se implice și oamenii de cultură, pentru că pe de altă parte, acum am zis că s-a avocatul diavolului în întâlnirea asta, da? Păi e simplu să stai pe margine, tu om de cultură, și să spui nenorociții, nu fac, nu drept, nu știu ce. Sigur că e foarte simplu. Hai implică-te, uite cum te-ai implicat tu, Bogdan, da? Hai implică-te, vezi cum te lovești cu capul de perete, de pragul de sus, de ușă, de vezi absurdul situațiilor, încearcă să și după aia zi. Și atunci, da, dacă ar fi oameni, dar noi avem și mulți oameni care trăiesc undeva într-un trecut, suspendați așa precum o lustră, care nu au foarte mare legătură cu realitatea. Și atunci, da, ar fi nevoie de oameni de cultură care sunt bine angrenați în realitate, de oameni din administrație care știu cu ce să mănâncă pe bune treaba asta și care vor să conlucreze. Și atunci, da, cred că s-ar putea face lucruri minunate cu o nouă veche, că fusese desfință și, da, cu o nouă direcție de cultură, dar care să aibă o organigramă foarte bine gândită. Deci nu pe modelul direcției de evenimente la vechi, că n-am făcut nimic, ce am făcut, am schimbat, am mai pus trei posturi, am spus, nu. Trebuie o organigramă foarte clar gândită, asumată de către primărie. Cred că cea mai importantă componentă ar fi asta a proiectelor, că nu mă interesează să spui că există revista Tomisky, eu știu că există și ce face, ea se descurcă, lasă-o în pace, deschide-i calea către, uite, să poată să acceseze proiecte europene, să poată să meargă la târgul de, nu știu, carte de la Berlin, să poată să, da, ca și brand, să facă cunoscut acest minunat oraș al nostru, să facă cunoscut peste hotare pe bune, să participe și administrația. Nu cum făceam noi, mergem noi cu banii noștri și păi da, suntem parteneri cu Primăria Constanța. Păi da, dar e cu banii mei, păi da, da, suntem parteneri. Hai să fie parteneri pe bune. Uite asta, dacă vrei, asta i-aș dori cu adevărat revistei Tomis. Să facă parte dintr-o, să facă parte integrantă dintr-o paradigmă de genul ăsta. În acest moment asta văd generându-se. Asta am impresia că se dorește. Declarativ, în acest moment, asta e ideea. Asta este... Eu nu intenționez să fiu, așa cum am spus-o și acum 2 ani, 3 ani, un privat care trage pe cheltuiala lui pentru un bun obștesc. Nu cred în genul ăsta de... cum să-i spun? Amor... da, da. De amor etern. Dragoste chioară și amor ghetos. Cred într-adevăr în... discuții concrete în care știm precis ce avem de făcut, cine ce are de făcut. Inclusiv în administrație și în cultură. Dacă eu știu ce am de făcut și tu în administrație știi ce ai de făcut, nu poate decât să meargă bine treaba. Dacă tu îți depășești granițele, limitele și intri în zona mea și îmi spui ce să fac cu revista, cum se întâmpla pe vremea când încă mai era, în 2010, când primeam sugestii de la, din primărie, nu se știa de la cine, că să mai băgăm și o programă școlară sau și alte aberații. Dar reușeam cumva, nu? Împreună cu Ion Tițoiu și cu Corneliu Dida, când se reușeam să le blocăm și să nu se... Le-am blocat până în ultimul moment. Până când cât am fost și eu acolo, am blocat și tot felul de impostori și tot felul de astfel de voci care sunau de acolo ca niște naiade tâmpe. Dar... sunt sigur că eu nu pun problema că se va putea întâmpla așa ceva cât sunt eu de veche. Nu se pune problema. Pentru că, așa cum în revista veche, dacă scăpa o greșeală pe undeva, consideram că e răspunderea mea și că mi se aduce mie personal atingere, că
ca redactor șef și era deci răspunderea mea și eu trebuia să mă ocup de asta, să nu se întâmple. La fel consider și acum că imaginea revistei sau direcției ține foarte mult de toată redacția și de mine. Apropo, pentru că cred că e momentul să o spun, membrii redacției sunt redactor șef adjunct și diferența o facem mai ales pe implicarea la nivel de interacțiune cu autorități. De asta sunt eu redactor șef. Deci nu e vorba de redacțional aici, ci mai degrabă de administrativ și de aia sunt redactor șef. Redactor șef adjunct este Daniel Clinci, apoi Igor Zeltil, Marius Pârlogea și pe partea de grafică Vasile Filip. Sunt oameni diferiți, dar foarte talentați și care cred ar putea să genereze efectul ăla de reactor care să ducă în direcții diverse și bune. Îi știm pe toți și am lucrat cu ei și mă bucur că sunt ei. Mi-a fost teamă să te întreb, că ai tot zis redacția, zic, să-l întreb acum, să-l întreb să ieșim din emisie. Am vrut să spun ca să se știe, să se știe cine sunt membrii redacției. Chiar mă bucur. Sunt discuții, nu luăm decizii fără să ne consultăm. Inclusiv ce am discutat astăzi despre filozofia revistei este în urma unei discuții pe care am avut-o cu redactorul șef adjunct, adică nu este o aventură personală. Chiar mă bucur foarte tare. Bun. Ce nume ecor din trecut. Deci, concluzia acestei discuții, să spunem, convorbiri culturale, cum se spunea odată, este că revista Tomis ar putea să fie finanțată, există această posibilitate, se discută despre asta, vom vedea ce se va întâmpla, că este posibil să avem din nou în Primăria Constanța o structură care să fie formată și din oameni de cultură și din funcționari publici care să conlucreze împreună pentru revitalizarea vieții culturale, să-i spunem. Repet, să se ia modelul antic. E simplu. În antichitate se organizau marile dionisii și voi fi foarte scurtă că știu, istoria plictisește, dar se organizau marile dionisii, cele mai importante sărbători ale cetății. Da? Cum erau organizate? Păi de oamenii publici, politici, administrație, whatever, da? Care erau bogați și care erau aleși de ceilalți să organizeze. De ce? Pentru că erau în primul rând ființe culturale. Da? În primul rând aveau gust. Și era încredere. Exista încredere că pot să fac asta la cel mai înalt nivel. Hai să luăm, Dumnezeule, modelul, că nu e atât de vechi. Nu e atât de îndepărtat în timp încât să nu mai fim în stare să ne uităm în spate și să învățăm niște lecții extraordinare. Hai să facem asta. Uite, în concluzie, asta le urez edililor, edilului și celor care îl ajută. Uitați-vă puțin în spate, pe model antic. Dacă nu, îi invit la cursul meu de teatru universal, nicio problemă, la mine sunt deschise, cursurile poate să vină oricine. Și explic acolo foarte frumos. Eu cu siguranță, nu din motivul expus mai devreme, dar mi-ar plăcea să particip, în orice caz. Eu am fost. Eu am fost și, într-adevăr, le prezintă lucrurile într-un fel, așa, specific. Sunt sigur. Specific. E istorie, cultură și civilizație și povești. Teatrul spune povești și avem nevoie de povești mai mult decât oricând. Povești. Povești, teatrul înseamnă viață, viața e făcută din povești. Despre asta este vorba, simplu. Hai să facem asta și, uite, vezi, m-a apucat pozitivismul și optimismul, Bogdan, tu ești germul. Nu, am puțin pentele. Nu o să dureze mult. Nu, că dau nas cu lumea reală. Dar uite, vezi, puțin așa mi-ai transmis un vibe, bun. Cred că dacă încă știm să ascultăm povești și nu ne încrâncenăm și le dăm mai departe din toată inima, cu tot sufletul, da, chiar cred că putem face împreună niște lucruri extraordinare. Sunt sigur că se întâmplă asta. Eu mă bazez pe ceea ce ar putea să arate încrâncenare, dar nu este, ci doar rigoare instituțională. Eu mă bazez pe această rigoare pentru a face lucrurile să meargă. Dacă mă întrebați ce n-a funcționat, n-a fost rigoare instituțională, dimpotrivă, laxitatea instituțională. Eu vreau o instituție riguroasă, care să aibă regulamente previzibile, comportament previzibil și să știu la ce să mă aștept. Șocul meu a fost tocmai că s-a întâmplat când și la ce nu mă așteptam. Și acum sper să fie previzibil. Deci să nu confundăm, zic, încrâncenarea cu o formă de sobrietate instituțională de care avem nevoie, că prea suntem tranzacționali și așa la porțile Orientului până la capăt. Întotdeauna. Bun. Hai să te lăsăm să închei, nu vrei să închei? Noi îți urăm mult succes în acest demers. A
administrativ și cum o mai fi el, să reușești să găsești oamenii în Primăria Constanța care să pună umărul ca să se întâmple în sfârșit finanțarea revistei Domis. Bineînțeles, vom urmări cu siguranță și tot ce tot se întâmplă și tot ajutorul. Era că vei spune cu... Nu eram ironic. Cu atenție și îngrijorare. Nu. Mi-era că o să citesc din domnul președinte Iohannes. Încă nu. Mulțumesc mult că ai acceptat și ai venit. Cu și greu, am discutat. Și eu mulțumesc. Și ție și eu mulțumesc. Ai venit și ai povestit și despre ce s-a întâmplat și ce sper să se întâmple. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și că ați fost alături de noi. Și urmăriți-ne pe Facebook, veți vedea acolo când vom avea următoarea intervenție în cadrul acestei rubrici Focus Cultural. Seară bună! Numai bine! Seară bună!